Săracă inima mea, săracă inima mea, iar începeam... Dumneavoastră, ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Pentru sau contra? De ce contra? Pentru. Mai bine să fim în Europa, nu? Da, da, și întrebarea am eu. Dar ce condiția sunt de nou? Noi cu timp o să ne dezvoltăm. Salariile cu timp o să crească, o să avem piața liberă de desfacere a mărfurilor, nivelul educației o să ridice pentru studenți, copii. Ну хорошо, всегда. Да, отстить пенту интеграли тут. Да. Что, считается, хотя мы рапиды калис интегрим, а это и униря к Румне. Но и автомата с длинным стат его. Да, я сану, да, а если так на Креби референдум? Пой да, как экземпл, так мы не архив референдум, как назвал там? Пенту унири. Ну, а еще там присмагим дешк. Despre integrarea în Europa și unirea cu România, dumneavoastră ce părere aveți? Chestia între ce e că Europa e bine, da. Noi nu trebuie la Europa, așa că știm noi ca țară dezvoltată. Și unirea cu România, ce considerați? Cu România e voli, nu. Noi suntem moldoveni, nu suntem români. Ce părere aveți dumneavoastră dacă Moldova ar intra în Uniunea Europeană? Nu știu, cred că nu e dar... Ar fi bine, nu? Da. Dar dacă ne vom uni cu România, și zicem așa, recale. Nu știu, nu prea sunt la curent. Nu știu. Dacă ar fi mâine un referendum, ce ați vota? Da sau nu? Da. Ce părere aveți dumneavoastră dacă Republica Moldova s-ar uni cu Europa? Rupc. Sunteți pentru? Da. Dar dacă ne vom uni cu România, ce zicem? Cu România e mai rău, frate. Ce părere aveți dumneavoastră dacă Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Nici o părere n-am nic. Cea mai rapidă cale să ne integrăm în Europa este unirea cu România. Și noi de 3 ori deja am fost uniți cu România. Nu credeți că ar fi bine să ne unim? Cum am mai fost 100 de ani în urmă. Da, vezi, cu românii ăștia alți bătrâni nu vreau cu os, că o dus-o greu cu românii. Dacă ar fi un referendum, ați fi votat pentru unire? Cu România? Da. Să fie un stat României mare, așa cum a fost. Nu mai trebuie nici o unire, nici cu România, dar trebuie noi în țara noastră, aici să trăim. Ați părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Da, până la să integreze, cum ar fi. Ați fi pentru integrare? Da, cum? Numai bine să fie. Numai și da, bine, să da, sunt la ruși, la... Da, dacă noi să integrăm prin unirea cu România, ați fi de acord? Suntem de acord, dar de ce nu? Noi istoric suntem același neam, vorbim aceeași limbă. Tot așa e limbă. Dumneavoastră, ce părere aveți dacă Republica Moldova s-ar integra în Europa? Am și pierd, pentru că n-a să avem încotro. Vrem, nu vrem, aș ne unea cu România. Noi dacă o să ne unim cu România, noi să avem aceleași salarii. Salariile în România sunt de 10.000, 15.000, dacă depinde de regiune. Guvernarea noastră, pe să avem, bă, salarii, dar când stau la mult, nu, de grabă n-am nimic. Asta. Guvernarea noastră e coruptă și ne sărăcește carne fură. Nu facem nimic. Și doar din cauza asta n-ar fi bine o schimbare. De domnul, în România justiția funcționează cum trebuie. Adică un care fură stau la pușcărie, dar la noi care fură stau la guvernare. Care fură e chel și lanță, nu furi. Hai, hai, inimă, hai. Dumneavoastră, dacă Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană, ați fi pentru sau contra? Clar că pentru. Dar dacă Moldova s-ar uni cu România? Nu știu de România. Asta e cea mai rapidă cale de a ne integra în Europa. România nu știu eu. Nu stăm la doctor cu el, la doctor și la portică și ne-o zis că n-am nimic. Ce părere aveți dumneavoastră dacă Republica Moldova s-ar integra în Uniunea Europeană? Ar fi bine. Ar fi bine. Dar dacă noi ne vom uni cu România, fiind cea mai așa recale? Ar fi o integrare mult mai rapidă, cum da. S-ar integra în Uniunea Europeană? De acord. Dar dacă ne vom uni cu România, fiind cea mai așa recale? Și cu România nu-i rău.